așa ceva, să pun clip miercuri și să nu-l pun sâmbătă. Eu când în viața asta am mai pus vreodată clip miercuri? Acu, am pus vreodată? Hello, eu sunt Anca și sâmbătă nu voi avea timp să fac un video. Până atunci azi e miercuri și am zis să vă surprind și să fac un clip pentru voi, pentru că mă dedic vouă, broscuțele și brotăceii mei. Și mi-a venit ideea să încep o serie nouă în stilul meu și anume, există multe tutoriale de internet care îți arată diverse chestii, cum să-ți faci părul, modele de unghii, cum să-ți strici / inovezi hainele, cum să fii vlogger. Totuși a încercat cineva tutorialele alea, chiar ies lucrurile așa faine cum ies în ele? Ce-ar fi să fac o serie în care să încerc anume tutoriale de pe net? M-am gândit să nu le încerc pe cele de pe YouTube, că dacă pun versiunea mea și video-ul din care m-am inspirat, o să dureze super mult și așa, dar există site-uri, știți, pas cu pas, cum să faci o chestie, toate câte îs. Primul clip din această serie să fie cu păr. Chiar ies așa toate coafurile alea, care par aparent simple, dar sunt super complicate, credeți-mă, de pe net. Eu am ales 5 poze cu astfel de tutoriale, 5 zile, am tot testat 5 coafuri. Vreau să văd dacă e yay or nay, yay sau nay, iese sau nu iese ceva. Azi mă simt grecoaică zeiță prințesă, așa că o să mă coafez ca o grecoaică zeiță prințesă. Puteți să-mi vedeți reacția la cameră. Trebuie să am în mijloc cărarea. Ce, da, minunat. Și deci trebuie să am cărarea toată în mijloc. No, bun, îți folosesc o țepușă de-asta, a.k.a. pieptăn, cu coadă lungă, deși oricum nu-i folosesc coada ca să-mi fac cărare pe mijloc, ca să încerc să fiu cât mai profi, ca să nu mă dau de gol. Deși eu nu sunt un beauty guru, dar poate lumea crede că sunt un beauty guru, așa că, na. Trebuie să-mi plătesc două codițe în față, ceea ce este minunat. Mai arăt ca o grecoaică, arăt ca o... Iodlele, iodle, iodlerihu! Iodlerihu! Am geamul deschis și vecin la ei în grădină. Și cumva trebuie să-mi fac un covric deasupra capului. Fac bine chestia asta? Sau nu fac bine chestia asta? Apare nu fac bine chestia asta. Au, îmi rup părul! Și dragele mele, asta este rezultatul la care am ajuns, păr de zeiță grecoaică. Doamne, nu mă pricep deloc la chestia asta. Mie prea mi-a plăcut atunci când mi-am făcut-o, dar comparând-o cu restul, cred că este un mare yay, mai ales că iar stă super bine cu o pălărie. Merge la o pălărie, la o cămașă. Hashtag amintiri din YouTube 2013. Bun, deci azi am ales să testez coafura asta și da, hai să vedem, apare nu scrie aici nimic de pieptănat, dar... Pieptăn. Trebuie de scâlci părul, nu? Scuze. Da, și pulverizez. Ah, mi-a dat un ochi. Trebuie să mă întorc cu spatele. Pulverizez pe păr ca să nu se încarce electric de la vezeală sau, mă rog. Cred că o să las cu cărarea în mijloc și astăzi o să folosesc un biberon plin cu elastice de păr. Mă rog, nu chiar plin, mai sunt câteva pe fund, dar o să folosesc un biberon. Prind un elastic în mijloc. Să-i fac o gaură, ca să-i fac loc să intre o doamne cum a sunat asta. O, a intrat! Și încă o dată. Și încă o dată. Deci în vârt. Și în vârt. Seamănă, măcar puțin, cu cei pe site. Mai pun o agrafă aici. Mai pun o agrafă aici. O, mă mir că stă! Seamănă? Nu știu de ce mi se pare că nu prea seamănă și o să zic că este cam fail. N-a ieșit absolut deloc ca cea pe care o arăta poza. Probabil e părul meu prea scurt sau ceva. Cred că dacă i-aș pune niște floricele ar ieși totuși ceva. Nu știu, deci... Între. N-aveți idee câte lumine m-a prins azi aici. Bun, deci azi am ales să încerc coafura asta și o să am nevoie de biberonul meu cu elastice, serul de păr pe care îl folosesc și perea și pieptănul cu care v-ați obișnuit deja. Ok, deci din nou asta e altă coafură pe care o arată doar din spate, așa că mă întorc cu spatele. Căci degetul... Seamănă, dar nu răsare. Nu, chestia asta m-a nervat. Trebuie să mai încerc încă una. Coafura aia a fost
cel mai mare fail pe care l-am făcut părului meu. Poate dacă ți-o face cineva iese mai bine, dar nu, 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 nu. Nei, next. Mai încerc azi o frizură, uite asta. Ok? Ok. Dar mă vedeți, dacă stau cu capul rol. Acum trebuie să-mi descălcesc tot ce am încălcit acum câteva minute. Rugați-vă să-mi iasă împletitura. Cred că ajunge. Și să-mi fac un ponytail din ăla. Așa. O să mă întorc cu spatele. Chiar stau cu spatele la voi. Cum se vede această împletitură de la spate? De acum o prind cu un elastic. Noroc că am o gogoașă de păr pe care mi-o pun în păr și nu pe care o mănânc. Ah, miroase așa frumos, mi-e foame. Miroase a nucă de cocos. Și mi-o pun în păr. Cu gogoașa asta ori iese super, ori nu iese deloc. Deci una din două. Eu de obicei mă descurc la gogoșit părul. Da, asta mi-o ieșit. În sfârșit! La cocuri și la gogoși mă descurc! Yay! Bun, deci azi o să încerc frizura cu afura freza asta. Am o buclă! Poți să mă bag puțin la oglindă? Bagă-te la oglindă! Ia-i Alexandra, nu se vede, dar e Alexandra. Mă conduc singură. Alexandra, nu? E timidă. Dați un like dacă vreți să termin cu afura mai repede și să o conduc eu. Și când o să afle asta? O, Doamne. O, Doamne, ce e asta? Mi-e așa mai bine de atâta. Hai, taci! O, da, o să mai încerc o dată după ce pleci tu, bine? Pa! Game on, bitch, mai încerc o dată. Da, deci arată ca o fundă sau arată ca un fund? Că vreau și eu să știu. Totuși din față nu arată chiar așa rău, cred. Fundă sau fund? Una din două, cred că e versiunea fără ă. În față arată bine, dar în spate... Nei, 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 nei. Când am mai folosit produse, m-ați mai întrebat la comentarii ce produse folosesc și pentru ca părul să nu mi se umfle, să nu mi se strice, coafura să stea așezat exact așa cum trebuie. Ați văzut că la fiecare coafură am folosit un ser și anume serul cu efect No Frizz de la Gerovital, pe care vă zic din tot sufletul, vi-l recomand. Îl iubesc, e nou apărut și chiar se vede diferența, nu mai se electrizează părul, nu se mai umflă, nu se mai încrețește, este perfect. Este exact ceea ce căuta și-și dorea părul meu. Mai ales că pe vremea asta, când plouă, când e soare, părul se rupe, se strică. No, bine, nu a fost chiar singurul lucru pe care l-am folosit ca să-mi stea părul, așa am folosit șampon regenerant și mască regenerată, care sunt familie cu el, uite! Mama, tata și copilul. N-am început să folosesc de mult timp pentru că abia a apărut gama, dar nu mi se mai rupe așa părul, nu mai cade. Deci, acum eu vă invit pe voi să încercați coafurile astea acasă și să-mi răspundeți în comentarii voi ieșiți sau nu. De asemenea, pentru această serie aștept în comentarii de la voi păreri și ce lucruri de pe net ați dori să le mai încerc, să vă zic dacă ies sau nu ies. Nu știu dacă clipurile din această serie le voi pune miercuri sau sâmbătă. În săptămânile când o să le pun miercuri, probabil o să fie două clipuri pe săptămână, deci surpriză! Ițanca s-a întors în forță, mai forță ca niciodată. De fapt, nu a plecat nicăieri, dar Ițanca e aici. Bun, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu cu ce v-am zis eu să dați un comentariu mai devreme. Dacă doriți să vedeți mai mult, nu uitați să vă abonați, pun clipuri în fiecare sâmbătă la ora 4, dar azi nu este sâmbătă, azi este miercuri. Și să-l distribuiți pe Facebook pentru a-l vedea și prietenii voștri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios!